Salutare, prieteni! Aseară la ora 8 au terminat băieții de fora fântâna. Au săpat aproximativ la 35 de metri, dar a intrat decât țeava, tubulatura a intrat decât 34. Nu știu de ce cauza n-a mai coborât în jos. Aici este groapa unde le-a trebuit pentru forat fântâna. Am folosit și bentonită pentru izolarea stratului, deci de la primul strat de apă la al doilea. Am pus 4 saci, se poate vedea saci acolo. Și de aseară de la ora 8 am tras în continuu, deci pe furtun de un țol. Am înțeles că pompa submersibilă are trage undeva la 8 metri cub pe oră. Aici am tăiat bolta. Aici sunt butucii de viță de vie care am avut. Nu e asta o problemă pentru că o să altesc și pun alte soiuri. Țava de acolo de la boltă se va să da la loc, nu e asta o problemă. Și haideți să vă arăt și cum de bine s-a limpezit apa. Observați ce limpede este. Este rece sloi. Se poate observa cât de rece este. Am băgat aproximativ, v-am spus în continuare, aici apă. Am băgat la vița de vie doar ce avea nevoie de apă. Pentru că am făcut mai multe altoiri și deci avea nevoie de apă aceste altoiri. Se poate observa că dacă are apă, acum pleacă și năstarul mai bine. Gustul la apă este foarte bun. Deci nu are miros de humă. Este foarte rece, s-a limpezit foarte bine, deci chiar sunt foarte mulțumit. O să văd câtă apă are după ce o să scot pompa din fântână și atunci pot să și măsor să văd cât are, câți metri are de apă. V-am spus, este foarte bună apa. Chiar foarte rece. Gustul foarte bun, n-are niciun fel de gust de fumă, de miros, de ceva. Deci e chiar foarte bună. Și sunt mulțumit, vă dați seama, de aseară de la ora 8 a curs în continuare, deci pe țavă, pe furtun de un țol. Aici această apă din groapă se va trage în pământ, fiind pământul foarte uscat. Și am înțeles că cam 20% ar fi fost ce ar fi scos ei din fântână, deci pământul și cu pietrișul care l-a scos din fântână. O să vă arăt și pietrișul care au săpat, deci începând de la 22 de metri au săpat mai prin piatră. Deci au dat numai de piatră de olt. Iar până la 34 până la 35 de metri a dat într-o rocă. Deci chiar l-a ținut pe loc acea rocă și de atunci a făcut decât acel metru până la 35 și s-a oprit, deci n-a mai avea rost să mai sape pentru că fora foarte greu și risca să strige utilajul. Aici este piatra care a fost în timpul forajului. Probabil că a mărunțit-o, a tocat-o mărunt să o scoată afară presiunea apei. Observați cum arată. Am mai oprit eu o mână pentru a vă arăta ce fel de piatră scotea în timpul forajului. Deci începând de la 20 și ceva, 22 de metri până la 34-35, numai în așa ceva a săpat. Acum v-am spus aici când se va retrage apa în pământ, o să astup
prima dată o să bat pământul galben. V-am spus aproximativ 20% din pământul de la fântână, deci o să rămână în această groapă, care au folosit în timpul forajului. Și 80% din acest pământ o să-l bag înapoi în groapă. Deci nu o să rămână foarte mult pământ. Iar ce-mi va rămâne o să-l pun pe la poartă, deoarece au făcut trotuarul și este mai înălțat și o să-l pun pe la poartă. Asta nu este o problemă cu pământul. Vede că și acolo la volta am băgat apă, este luarcă. Se poate observa că am băgat apă foarte multă, deoarece vedeți acolo că am mutat randafirii care am avut pe aici. O parte dintre ei aici a rămas îngropați în pământ. Dar dacă o să le dau apă, i-am tăiat de la rădăcină și dacă o să le dau apă, o să dea din nou. Deci, lăstarii o să crească din nou. Nu e asta o problemă. Problema era apa, deci că nu avea cu ce să crească, fiind pământul foarte uscat. În fântâna veche, mai aproximativ mai mult de un minut, nu puteam să țin pompa. Asta însemnând pe un furtun ca acesta de 3x4. Să curgă deci un minut, asta însemnând cam vreo 4-5 găleți maxim. Și vă dați seama, această pompă trage, cum v-am spus, 1 metri cub pe oră. Aceasta este pompa fântânarilor, trebuie să mă duc să-mi cumpăr și eu o pompă. Mi-a lăsat-o ca să trag, să limpezez fântâna. Se poate observa că este destul de limpede. Vedeți câtă apă am băgat acum la boltă. Aici sunt altele care le-am făcut în acest an. Dar din cauza că nu aveau apă, nici lăstarul deci nu creștea. Stătea stagnat pe loc. Aici chiar că s-a făcut boltoacă. Deci intru calc să lasă papucii în apă. Aici observați, este altoiera care am făcut-o. Trebuie să mut această sârmă pe după, că există riscul să îmi rupă lăstarul. O să o desfac aici de la stâlp și să trec sârma prin spatele corzii de viță de vie. Deci aceasta este altoiera care am făcut-o în semicopulație perfecționată dublă. Pardarul ne se taie pe data de 10 a 3. Se poate observa cum a fost făcută. Deci este la fel cum ar fi semicopulația perfecționată dublă când tem coarda, dar aici am lăsat coarda, am izolat aici cu mastic pentru a nu pătrunde apa și observați ce bine s-a prins, cred că are și dă, da, cred că dă și, are și un strugure mic, se poate observa aici pe acest lăstar. Opa! Deci observați că s-a dus apă. Acum s-a mai... nu mai curge pe aici, pentru că nu am mai pus să mai curgă prin acea țavă care am tăiat-o de la boltă. Deci se lasă papucii în pământ foarte mult. Observați aceea unde am avut solarul și acesta nou. Trebuie să bag și aici apă, că s-a bat motosapa, este pământul foarte uscat. N-am mai plouat de foarte mult timp și vedeți, observați că este numai țărân. Observați că acum a apalat-o pe aici. O să mut furtunul să urc și în partea alantă la boltă, pentru că aici este destul, o să mai aud eu după aceea. Aici este soiul de la Dani Gianni, deci de la Danu Gianu soiul Heliodor,
care a fost alătuit anul trecut pe 1.05.2023. Observați ce struguraș a făcut și el. Deci este alătuit de anul trecut și deja are 5 ciorchini, 5 strugurași. Se poate vedea aici altoirea unde a fost făcută. Am lăsat și n-am lăsat cu nici folia de altoit. Deci se poate vedea că are și 5 strugurași. O să las decât unul, deoarece vrea să se îngroașe mai mult lăstarul, deci să crească mai mult lăstarul. Atunci, dacă lăsam toți acești 5 ciorchinași, toți acești strugurași, deci coarda nu se mai îngroașe. O să las decât unul singur. Oricum, soiul este confirmat, este de la prietenul meu, Dani Jianu, și deci nu se pune problema aceasta că nu ar fi confirmat soiul. Se poate vedea ce frumos a crescut. Acum a avut apă din plin. O să mă, cum v-am spus, o să mă furtunul, deoarece vreau să ud și în partea aceasta lantă aici. Pentru că și aici la Bolta am alcuit foarte multă viță de vie și, după cum v-am spus, duce foarte multă lipsă de apă. Deci chiar are nevoie. Observați că dacă n-a avut apă, lăstarul de tea semne să se usuce, cu toate că pornise în vegetație. Ieri a fost aproximativ 33 de grade. Și vă dați seama, fără apă, acum o să-i bag apă. Să aibă, cu toate că se anunță ploaie, dar nu strică, fiindcă pământul este foarte uscat. Aici sunt țevile care le-am tăiat de la Boltă, pe care trebuie să le sudez înapoi. Aici am făcut semnul, scrisasem un jet unde era vița de vie uscat iantan. E bine că aceasta a scăpat nevătămată, pentru că am legat-o aici, la acest stâlp. Și chiar aceasta mi-a scăpat nevătămată, deci nu a pățit nimic. Și acel păr la fel. Numai aici cei doi butuși de viță de vie, aceștia oricum o să-i tai de jos, să dea alți lăstari și o să fac altă altuire acum la vară. Am făcut aproximativ anul acesta peste 250 de altuiri la vița de vie. Cam atât am avut să vă spun despre forarea acestui puț de viță, acestui puț, mă scuzați. Deci, despre acest foraj, o să lasă mai curgă și aici la Boltă. După aceea o să opresc, că trebuie să vie băieții să vie să-și ia pompa pe la ora 12. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă informațiile v-au fost de folos, vă puteți abona la canalul meu. Sănătate, numai bine, la revedere! O să pun și alte videoclipuri din timpul forajului.